Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou joacă unde mergem în Academia lui Mo. Nu știu care-i faza, cred că e un joc de ăsta horror de pe Roblox cu poveste. Toată lumea este pregătită și noi o să ne îmbarcăm în autobuzul 3 alături de nimeni. Doar eu m-am îmbarcat singurel. Și se mai adaugă alți oameni, nu cred că mai sunt abonații. Am pus joins on, dar cred că sunt prea puțini care intră așa instant. Și am ajuns. Eu am găsit o bâtă de baseball. Pentru că mi-am ales tipul de coleg atletic. Bine ai venit la școală. Apasă ca să interacționezi cu lucrurile. Sunt multe obiecte. Bun. Ce bălani să-ți dau cu bâta. Bă, m-au băgat aici în dulap, ajutor. What, chiar nu pot să ies? Parcă puteam să interacționez cu chestii. Nu mai știam care-i partea din care ies. Ok. Ia uite, colegul nostru și-a făcut tema la matematică. Dă-mi și mie tema să copiez, șobolane. Dau cu băta, bă, cărca. Ok. Aici este clasa de citit. Asta udă plantele, ok. Nu știu care e faza, cred că e un loading screen asta sau ce? E un loading stage sau... Nu știu. S-a sunat de intrare. Favoritului domn profesor sunt la matematică. A, doamna profesoară. Doamna profesoară. Nu ne dați test neanunțat, să sperăm, da? Ce e asta? Nimic. Wow, ce mișto. Take a seat. Eu vreau să stau în prima bancă, să o impresionez până la lacrimi pe doamna profesoară. Și numai așa o să stau. Vreau la tablă, vreau la tablă, vreau la tablă, vreau la tablă. Clasa asta. Gen ora. Gata. Wow, așa ușurile la matematică și în viața reală? Așa faceți voi orele? Doar vă așezați și nu se întâmplă nimic? Bă, pe vremea mea nu era așa matematica. Adică ne scoteam la tablă, avem exerciții, temă pentru acasă, lecții. Wow, bă, mișto, mișto, vezi că mă duc chiar la școală dacă e așa. A început ora de citit. Eu n-am avut ora de citit, poate la română, dar nu ora de citit. Iar aceeași porcărie. Nu facem nimic, eu sunt profesorul. I am your new teacher. Take a seat, everybody. What, doar 2 ore așa aveți voi la școală? Să nu vă mai aud să vă, că vă plângeți. 2 ore și pe spate și nebun, eu făceam 6, 7, 8 ore. Have you forgotten about your detention? De ce trebuie să mă duc la detenție? Ce am făcut? Ah, uite, am găsit o cafea. Bă, ciortanu! Cred că noi trebuie să căutăm peste tot. Detenție noaptea. What? Bine ai venit la detenție. Povestea mascotei nebune. Nu m-am prezentat la școală. Mă întreb de profesorul. Cred că suntem singuri. Îți dai seama, la noi la școală, cred că scade nota la purtare. La ăștia te bagă la detenție câteva ore. Se pare că o carte stranie a apărut pe birou. Necunoscută cartea aceasta. Hai să o citim. Sure. E atât de plictisitor jocul, încât oamenii efectiv au ieșit, ca să înțelegeți. Hai să o citim. Ok. A fost odată ca niciodată. Mascota care iubește să se joace. Mascota Mo. Acum că școala s-a terminat, este sfârșitul zilei. Sună soneria. Este timpul ca elevii să se ducă acasă. Dar Mo, mascota, va rămâne în școală și se va plimba, va bântui școala. Studenții care nu se comportă cum trebuie vor rămâne după ore. Iar acest Mo devine malefic. Studenții fug. Se asigură că nu se împiedică. Dar la final nimeni nu poate scăpa. Wow, ce poveste nebună! I am scared, guys. Mi-este frică rău. Au fost zvonuri cum că această mascotă este malefică. Mă întreb cine a scris acea carte. Eu am scris-o. Ok. Mă, noi suntem 4 pe server, dar 3 suntem aici. Cineva n-a fost la detenție. Detenția s-a terminat. Este timpul să plecați. Noaptea, când faci, mă, detenția? N-am fost niciodată noaptea la școală. Voi ați fost? Nu cred că ați fost. Hai să plec cu atmosferă. What? 3 chei nebune? Nu. Sistemul de securitate al școlii.
interesant joculețul, baftă și ai grijă. Interesant joculețul, problema la el este că e prea slow. Pacing e prea slow, adică se mișcă prea greu jocul. Uite, l-ați văzut după perete? Efectiv, durează extrem de mult până începe povestea. Oamenii efectiv au ieșit de pe server pentru că s-au plictisit. Adică, nu e ok să fie atât de încet jocul. Hai să căutăm cheia aia. Wow, 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 m-am și speriat. Ah! Șobolaris! Dă niște cafea de-asta magică. Bă, ești nebun! Bă, ăsta chiar mă sperie, what? Dar de ce mi-au damage? What? Nu trebuie să deschid dulapul? Efectiv îmi iau damage și mă omoară. De ce mi-au damage? Sunt aproape mort. Ok, ok. Lucrurile merg superb până acum. Păi m-am verificat fiecare dulap. N-am verificat aici oare? A, sunt mort. Mă rog, nu mai zic nimic. Gata, am scăpat. Mamă, cel mai ușor joc din istorie. Nu te cred că vrea să merg până acolo. Ah, ok, nu, trebuie să plecăm toți. What? Sunt iar la școală? A doua zi? Bună dimineața și bine v-am regăsit la școală. Prima oră începe curând. Da, deci înțeleg, trebuie să luăm foarte multă mâncare de aici. Dar n-am niciun ban, deci nu înțeleg ce trebuie să fac. Clasa de calculatoare. O, respect pentru clasa de calculatoare. Nici nu avem scaun măcar. Bine ai venit la dulapul muzical. Ține minte ordinea. Red, blue, yellow. Frumos. Green, red, blue, blue, yellow. Green, red, blue, blue, yellow. Green, red, blue, blue, yellow. Let's go, boys. Yellow, yellow, red, yellow, red, blue. Yellow, yellow, red, yellow, red, blue. Cântăm. Yellow, yellow, red. Yellow, yellow, red, yellow, red, blue. Easy. Red, green, yellow, red, blue, green. Red, green, yellow, red, blue, green. Hai. Red, green, yellow, red, blue, green, yellow. Bine, bine, bine. 10, domn profesor, vă rog, tare straniu, nu știu ce să zic, dar dacă vă place, pentru motiv sau altul, like dacă susțineți seria de Roblox. Eu să-mi cumpăr niște banane putrezite, care de fapt e ananas. A, e brânză. Ok. Este echipa de fotbal. Capitanul pare nervos. Ok. Hei, cineva a furat ceva din dulapul meu. Veți plăti prețul. Zici că dublezi caractere. Ce? A dispărut o banană? Cap de muscă ce ești. Ia, hai să plătim prețul, să vezi că te cocoșez. Te cocoșez. Că se batem pe ăștia micuți. Bă, ăsta ne omoară efectiv. Frumos, frumos. Băi, eu sunt uimit că ăștia nu au murit, deci chiar sunt impresionat. Și ăsta are o clasă care costă Robux, dacă nu mă înșel. A fost pe aproape, hai să ieșim de aici. Au distrus efectiv toată cantina. Adică, ce? Trebuie să ne refacem viața acum. Este ora de chimie? Istorie. Putem să plecăm? Nu e gata detenția? A deschis un geam. Hopa! Fii atent! Am scăpat din școală. Bine-ați venit la locul de joacă. Oh, frumos, vezi că ne facem viața. Ce scârț e ăsta. Tare leagănul. Mi-aduc aminte că mă dădeam sus de tot cu leagănul, eram nebun. Mă dădeam foarte sus și săream așa din el. A apărut la geam. Șobolanul cu trei dinți. Are dinții aspri că sunt pian. Clapetele de la pian. Bine v-am găsit, studenți. Ne jucăm vațe ascunsele în noaptea asta. Chiar vă voi da avantaj. Wow! Ai barba aia în scări. Cele două glume clasice.
Păi și cum ne dăm head start? Că ne urmărește șobolanul. What? De ce este așa invizibil? Mă rog, normal că pot să mă ascund de Mo. Adică va fi foarte ușor. Chiar merg cu spatele. Îmi place cum ăștia încearcă să copieze scena din Hagi Wagi, v-ați prins? What? Merge la așa repede. V-ați prins că încearcă să facă scena din Hagi Wagi? Unde te plimbi prin tub și ăsta vine după tine? E destul de amuzant, ce-i drept. Mamă, chiar nu-ți dai seama dacă faci stânga, dreapta, că e aceeași culoare, e ciudat. Mă, ăsta seamănă puțin cu FNAF Security Breach, dacă mai țineți minte, am jucat pe canalul principal. Tot așa la un playground, ăsta trebuia să fugi, să te ascunzi. De ce mă urmărește doar pe mine? Am și o întrebare. Cumva aia sunt boți și eu sunt singur jucător? Ceva e dubios aici. Au ieșit aia, că chiar omoră pe toți. Ia uite-mă pe iubita. Ce faci, iubita? Fugim în pădure? Era în partea aia. Unde era, mă, chimia? Aia? Ia uite-i poștia, bă, armata. Plecați, bă, de aici, că-l chem pe domn profesor. Opa. Ia că avem jocuri. Înainte, cred că ăsta e printre cele mai slabe jocuri cu poveste. Pentru că e prea slow. E prea încet. Dar e ok, nu știu. Mai ai detenție. Adică trimite-mă din la detenție. De ce m-ai trimis aici ca să-mi zici asta? Din spate n-are cum să vină, decât din față. Ok, vine încoace și facem așa. Problema e... regele. A plecat la sală. Azi e că o să taie colțul. A. Ne ducem așa să nu ne vadă. What? Nebunie! Trei dinți! Salutare, studenți! Care că mai sunt doar eu? Chiar credeai că poți să scapi? Da? Păi aș putea și acum să ar poarta. Ar trebui să jucăm un ultim joc înainte să-ți termini detenția. Ok, ok, hai să jucăm jocul. Luptă-te până la moarte. Așa se numește jocul acesta. Cu studenți, adică cu elevii la școală, cam periculos, nu știu ce să zic. Că suntem doar copii. Dar te cocoșezi, nu e problemă. Îți dau coco... O să fie foarte greu solo. O să îi mai dau damage sub pământ. Wow, iese oricând ăsta. Dead. Ia de aici, șobolanis. Gata. Ha, 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 ha. Se pare că s-a terminat în sfârșit. Ce-am salvat și școala de iepurile ăsta nebun. Hai să plecăm de aici. Easy. Păcat că am câștigat doar noi. Ceilalți s-au dus. Academia lui Mo. Doamne, ce joc nebun. Nu știu ce note aș da. De la 1 la 10 aș da nota 6. 7 cu indulgență. Cu indulgență mare nota 7. Dar a fost ok. Prea încet jocul. Adică se putea mult mai bine de atât, cred. Însă ne întoarcem înapoi în lobby, aparent. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Ne vedem data viitoare. Pa!